pe dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bună dimineața, oameni buni! Astăzi, 3 septembrie, din nou despre lucrurile interesante din județ. Ieri m-am gândit că mi-am reușit cariera, trebuia să mă fac impresar, aș fi scos bani foarte mulți, de exemplu, dacă aș fi putut să organizez un, nu mai știu cum se cheamă, chestiile astea de fighting la Piatra Neamț, să dau bilete și să-l văd pe domnul președinte Arsene în ring, în colțul din colțul roșu, cum se spune, iar în colțul albastru pe domnul prefect George Lazar, după chestiunea de ieri cu, stați ca să nu greșesc, că nici nu mai știu cum a spus, să văd undeva cum a spus exact, că îl trosnește pe domnul Lazar, dacă domnul Lazar mai îndrăznește să vorbească despre apa serv. Este o nouă etapă, ca să spun așa, ceea ce unii consideră că este campanie electorală sau campanie pe interese legitime, ca să spun așa. Dacă mai vorbești despre apa serv, îl trosnesc de nu se vede. Mă rog, astăzi este 3 septembrie, a apărut și Mesagerul de Neamț, așa că după această introducere trebuie să mai spun că este joi și este și domnul dr. Liviu Harbuz în emisiune. Bună dimineața! Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Împreună și cu... salut pe toți cei care ne privesc la această oră minunată. Împreună cu domnul Radu Nastase, ca să spun așa, un companion al domnului Liviu Harbuz în ceea ce înseamnă această campanie, dar nu numai atât, cei doi au în comun și faptul că împreună au făcut cursuri de management pentru a putea să conducă, pentru a putea să conducă la nevoie un spital, chiar și unul județean. Nu, am făcut împreună, am făcut separat, dar împreună, spre deosebire de foarte mulți alții care aspiră la această funcție, noi doi chiar suntem calificați. Vreau să spun împreună, am greșit eu, sunt obosit, domnul doctor, cer scuze. Am vrut să spun că au făcut amândoi, ați făcut amândoi asemenea cursuri. Să nu se creadă că am fost colegi. Nu, cred că nu există acest pericol. Cred că nu există. Radu e mult mai tânăr și n-aș vrea să-l îmbătrânim doar prin coincidența absolvirii unei școli în aceeași serie. Dar n-a fost cazul. N-a fost cazul, nu. De ce am spus acest lucru? Pentru că suntem într-o perioadă extrem de, eu de acolo folosesc cuvântul interesantă, grea, în care fiecare specialist ar trebui să fie folosit acolo unde se pricepe, cât de bine se pricepe și cel puțin din ceea ce văd eu din afară, cred că e nevoie ca orice om care se pricepe la managementul sanitar, nu așa se cheamă, nu? Să fie domnul folosit. Bădănescu, vă contrazic, n-are nimeni nevoie de specialiști. Este o perioadă în care contează doar politicienii, cei care se crede neînlocuit, care în fiecare zi ne explică exact ca Lukashenko în Belarus, ne explică, dom'le, fără mine vine sfârșitul lumii. Înțelegeți? Ați pronunțat cuvântul Lukashenko, mă ridic în picioare, nu vă spărați. Bine, doar să nu salutați asta. Deci asta vreau să zic. Asta vreau, mă ridic în picioare, salut, pentru că la ce face băiatul acela acolo, nici măcar de aici, da, n-am curaj să-l contrazic. Abordarea este aceeași. Noi suntem de neînlocuit. Pe noi nu ne poate înlocui nimeni. Dacă eu plec din fruntea Consiliului Județean sau de la primăria Piatra Neamț, vine sfârșitul lumii. Nu vedeți că avem festival de asfaltări? Uitați-vă puțin, noaptea prin oraș circulă tot felul de, zici că e expoziție de utilaje, de curățenie. E noaptea minții, 4 ani nu se întâmplă nimic și brusc ei s-au trezit acum să scoată în stradă toate utilajele, să facă o demonstrație de forță. L-aș cita pe domnul Alex Nechita, un fost jurnalist, dar un om pe care eu l-apreciez foarte mult, un artist altfel, care spunea ieri așa: dom'le, să te lauzi că asfaltezi ca primar sau ca președinte de Consiliul Județean este ca și cum te-ai lăuda în fața copilului și a soției tale că ai schimbat becul de la baie care s-a ars. Atât de frumos a exprimat această stare încât cred că e suficient.
Deci să te lauzi tu ca primar sau ca președinte Consiliului Județean că asfaltezi, păi intră în fișa postului. Sunt lucruri elementare. Aș vrea să văd niște strategii care dezvoltă, care integrează, desigur, și asfaltarea, și apa, și canalul, lucrurile, nevoile imediate. Vorbește domnul Arsene împreună cu Ceasul, cu Cuc. Vorbesc ei doi împreună despre, domnule, să scădem prețul la apă. Ca și cum apa SERB n-a fost condus 4 ani și n-a fost în subordinea Consiliului Județean. Păi cum scade prețul la apă? 64% sunt pierderi. Ca într-adevăr să vii cu o soluție să scazi prețul la apă, înseamnă să refaci rețeaua de aprovizionare și de transport a apei potabile, înseamnă să reduci cheltuielile la nivelul TESA în apa SERV, să te uiți la niște mașini mai ieftine pentru directori, nu să cumperi mașini de 60-70 de mii de euro, să ne cumperi niște Daci, că tot stă prost în vânzări uzina de la Pitești. Deci, despre ce vorbim? Numai și numai minciuni. Dar principiul acela, băieți, dacă plec eu, e sfârșitul lumii. Probabil de aici războiul între domnul prefect, cum spuneați, sau meciul de box și domnul președinte Arsene, care mai de care vrea să arate ce n-a făcut el ar trebui și nu celălalt. Am făcut un test și într-o altă emisiune, mi-a trimis cineva pe WhatsApp, când vine iarna, miroase a cărbun, când vine primăvara, miroase a ghiocei, când vin alegerile, miroase a asfalt. Asfalt, mă scuzați. Miroase a asfalt, da. Mergem mai... Eu vorbeam la figurat, nu la propriu. Da, mergem mai departe și... După această introducere în care eu trebuie să intre și domnul Lukașenko un pic, așa e normal. Mergem mai departe și să vorbim despre lucruri extrem de serioase. Nu că n-ar fi serios fenomenul Lukașenko raportat sau exportat dinspre Belarus. Este un fenomen, da. Este o abordare și o abordare foarte periculoasă. Iar cine împrumută acest model va avea probabil sfârșitul Lukașenko. Da. Haideți să vorbim despre un lucru extrem de serios și ocolit de aproape toată lumea, de toți candidații. Nimeni nu vine să spună, peste fix 11 zile... 10 zile mai avem până începe școala. Începe școala. Și aici am doi oameni care, prin natura meseriei fiecăruia, Radu se întâlnește toată ziua la spital cu bolnavi, cu tot felul de... Domnul doctor Liviu Harbuz are întâlniri, cred că, cu zeci de oameni, dacă nu sute, zilnic. Ce știți despre lucrul ăsta? Cum percepe lumea? Și ce soluții ați vedea dumneavoastră? Pentru că eu, efectiv, stau și mă uit de stânga-dreapta și nu înțeleg ce se întâmplă. Cred că cel mai potrivit ar fi Radu, pentru că este și psiholog și cred că o analiză din perspectiva unui psiholog apropo de copii, apropo de părinți, apropo de profesori, dincolo de partea medicală este foarte importantă. Pentru că dincolo de boala care este până la urmă implacabilă, dincolo de COVID-19, dincolo de acest virus, sunt efectele psihice și psihologice care acționează asupra tuturor categoriilor. Dar în mod special din 14 septembrie, copiii, părinții și profesorii. Așa că, Radu, te rog frumos. Mulțumesc, Liviu. În primul rând vreau să precizez că poziția mea este cea de părinte în principal și nu neapărat cea de psiholog. Într-adevăr, privesc și prin ochii profesiei, dar urmează să meargă cei doi băieți ai mei, unul din ei în învățământul preșcolar și celălalt în învățământul liceal. Vă mărturisesc că până în momentul de față, având în vedere proasta comunicare referitoare la ce se va întâmpla, sunt aproape hotărât să nu-mi trimit copilul la școală în prima săptămână, niciunul din cei doi. Știu că e o afirmație destul de adică este o afirmație și categorică, dar este și destul, o alegere. Dar și destul de gravă, însă nu am văzut până în momentul de față, nu doar pe domnul inspector de la inspectoratul școlar, nu l-am văzut pe domnul inspector să vină să-mi explice exact care sunt măsurile de siguranță care au fost luate
Nu l-am văzut pe... Radu, iartă-mă, îmi pare rău. Eu l-am văzut, explicat de ce cel mai bun... Eu l-am văzut de mai multe ori, explicat de ce cel mai bun candidat e domnul Carabele. Cred că... E același inspector general școlar. Cred că mă interesează puțin spre deloc de domnul Carabele, mă interesează de copiii mei, mă interesează ce se va întâmpla cu ei la școală. Aș fi vrut să văd directorul liceului ieșind public și spunând astea sunt măsurile de siguranță pe care le-am luat pentru ca elevii să fie în siguranță, pentru ca liceul, școala să nu devină o sursă de infectare. Vreau să vă spun că situația din Spitalul Județean nu este o situație roză. În momentul de față Te rog să detaliez. În momentul de față suntem capabili să facem față la ceea ce se întâmplă în județul nostru, dar uitați-vă cum merge situația în continuare. Eu am temeri foarte mari legate de începerea anului școlar, pentru că nu mi-au fost explicate îndeajuns, în calitate de părinte, care sunt măsurile de siguranță. Nu mă tem atât de mult pentru copii, pentru că incidența cazurilor grave în rândul adolescenților, a copiilor, este extraordinar de mică. Știu acest lucru. Dar acești copii se întorc acasă. În cazul meu, acești copii intră în contact cu mama mea, intră în contact cu tatăl meu. Dacă am încercat și am reușit atâta vreme să lucrez în spital și să-mi protejez familia, în momentul în care copiii mei vor fi expuși unui risc, toată munca mea până în momentul de față a fost absolut degeaba. Tocmai de asta cred că ar fi trebuit ca directorii de școli să vină să spună părinților exact care au fost măsurile care au fost luate. Ar trebui ca primăria, am văzut la un moment dat pe domnul primar, ne-a spus că se face o corecție bugetară, că se acordă niște... Bun, înțeleg, acordați niște sume. Pe ce le acordați? Care sunt măsurile pe care le-ați luat? Cum mă liniștiți pe mine ca părinte să-mi pot trimite copilul... Vă dați seama, domnule primar, domnule inspector general, ce înseamnă ca unul din copiii noștri să se îmbolnăvească în sistemul manageriat de dumneavoastră? Vă asumați să îmbolnăviți un copil al unui pietrean? Vreau să știu și eu cine își asumă chestia asta. Ce am văzut până acum au fost declarații de la minister care nu au legătură cu ceea ce se întâmplă în școlile din Piatra Neamț, de exemplu. Nu am văzut nici măcar un inventar, dacă tot s-a tăiat pamblica la o toaletă publică, nu am văzut în momentul de față un program de dezinfectare a toaletelor. Sau cel puțin unul anunțat. Păi nu l-am Sau văzut, asta încerc să spun. Sistemul n-am văzut... public e și greu pentru că n-ai toaletă pe care să dezinfectezi. Nu am văzut să apară în momentul de față cineva să spună, domnule, am discutat cu DSP-ul și vom folosi următorul dezinfectant care este aprobat. De unde știu eu ce se folosește într-o școală? Vreau să știu, medicii de medicină școlară au fost chemați pentru o instruire la primărie. Medicina școlară, în cazul în care nu știați, ține de DAS, de Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei. Fiecare vreau să știu, fiecare școală. Exact. Vreau să știu care au fost măsurile, vreau să știu cine este epidemiologul care s-a ocupat de planul pentru siguranța unităților de învățământ. Vreau să știu cum se vor desfășura orele într-o clasă, câte bănci sunt, câți elevi vor fi, care va fi distanța socială, cum își propun domnii profesori să-i oprească pe elevi, să interacționeze. Deci este... Ați văzut ghidul? Da, l-am văzut. Deci este o aberație făcută dintr-un birou de niște indivizi care n-au călcat, cred că, într-o școală, decât în inspecții unde îi așteptau cu masa pusă. Da, dar ghidul este un cadru general pe care ar trebui să lucreze administrația publică locală, adică primarii, directorii de școli și profesorii săraci care trebuie să se adapteze din mers. Așa cum vedeți că la Piatra Neamț abordarea este pur de administrator. Nici măcar, în mod normal aici e o chestiune de management, aici vorbim de proceduri foarte clare, proceduri care trebuie prezentate părinților, așa cum spunea Radu, pe care să-i liniștim măcar din punct de vedere psihic, psihologic. Nu mai vorbesc de faptul că ele ar trebui să asigure într-o proporție de minim 90% securitatea, siguranța pentru copii. Lucrurile astea nu se întâmplă pentru că abordările sunt din astea administrative, am mai dat niște bani,
mai luăm niște dezinfectant de la prietenul nostru care, uite, că a venit el la noi în partid și a venit cu mulți dezinfectanți, cu multe măști. Vorbim despre măștile care trebuiau să ajungă la populație pentru persoane defavorizate. N-au ajuns nici acum de 3 luni de zile. Se invocă licitații, se invocă contestații. Bun, dar în starea de urgență le puteau achiziționa, așa cum au făcut și alte achiziții cel puțin discutabile. S-au făcut achiziții, să nu uităm cum se dezinfecta orașul Piatra Neamț și zona metropolitană a orașului cu niște cisterne și stropeau, în momentul în care aruncau acel lichid, aruncau milioanele. Mereu se spune, dom'le, n-avem bani la buget, n-avem bani la primărie, n-avem bani la Consiliul Județean, dar risipa continuă. În schimb, sunt foarte mulțumit că domnul Gavrilescu și cu domnul Chitic vor lupta împotriva risipei banului public. Liviu, dacă îmi permiți, am văzut la un moment dat anunțuri din partea Direcției de Sănătate Publică, angajăm șoferi pe perioadă limitată, angajăm... Măcar mă duce cu gândul la faptul că acolo se întâmplă ceva. Cineva are nevoie să meargă cu o mașină, probabil făcând teren. Nu am văzut niciun anunț și urmăresc chestia asta, pentru că urmăresc presa în general, niciun anunț care să spună angajăm personal de curățenie la școala X. Spuneți-mi mie... Dar știi de ce? Nu, nu știu de ce. Păi spune de ce. Pentru că nu au cum să-i plătească în momentul ăsta. Decât dacă... ajung la o înțelegere cu asociațiile de părinți care să plătească ei, așa cum plătesc paza, cum plătesc alte lucruri în școală. Asta e tot. Da, a devenit chiar aproape o rutină, da, faptul că părinții finanțează tot renovarea claselor, începerea școlii. Deci e... Chiar și așa m-aș fi simțit mai în siguranță referitor la copiii mei în momentul în care diriginta fiului meu m-ar fi sunat și mi-ar fi spus: haideți să facem ceva pentru ei. Nici măcar asta nu s-a întâmplat. Și nu e vina dirigintei, e vina celor care nu au organizat acest sistem. Exact cum spunea Liviu, vorbim de management. Ne-am obișnuit să peticim atunci când este ceva de peticit, dar criza asta a început din martie. Din martie până acum eu nu am văzut un plan făcut. Nu mai spun de nivel național. Nu am văzut un plan făcut la nivelul municipiului Piatra Neamț cu resursele noastre. Nu există un plan pe sănătate pentru a răspunde nevoii pietrenilor rămași fără servicii medicale. Nu există un plan pe educație. Primar, că nu are atribuții în domeniul sănătății, care doar Consiliul Județean. Din fericire pentru domnul primar și văd că și pentru diversi candidați la primărie, au descoperit în momentul de față îngrijirile la domiciliu, uitând că au serviciu acreditat de îngrijiri la domiciliu pe care nu l-au folosit, ar fi putut să o facă și au amintit de el doar în momentul ăsta. Raportează ei pe anul trecut, nu știu, vreo 50 de beneficiari ai serviciului de îngrijire la domiciliu într-un oraș ca Piatra Neamțu? Doar 50 de oameni? Am ridicat două degete și întreb. Exista vreun plan pentru sănătatea orașului, județului, țării în cazul unei pandemii? Teoretic, da. La nivel național, dar nu la nivel local. Eu n-am auzit. Și nici după ce a apărut pandemia nu există un plan coerent cu proceduri foarte clare. Am să vă mai spun ceva. Uitați-vă, medicii sunt epuizați. Toată lumea a uitat de eroi în halate albe. Deci, ba mai mult, am văzut situații în care medicii sunt înjurați pentru că ei ne atenționează. Medicii sunt înjurați, jurnaliștii sunt înjurați. Sunt la limită, la limita funcționării medicii. Gândiți-vă că se va colmata sistemul sanitar în momentul în care vom avea toate paturile de ATI pline. Gândiți-vă, ieri a ieșit domnul Rafila și ne vorbea despre 2500 de cazuri pe zi în toamnă. Ce se va întâmpla imediat după începerea școlii? Pentru că dânsul consideră că odată cu începerea școlii, boala va crește în intensitatea răspândirii, în ceea ce înseamnă număr de contaminări. Deci, fără o prevenție, deci nu există sistem de sănătate fără o prevenție corespunzătoare. Iar în cadrul prevenției intră și o strategie, un management al acelei strategii pentru prevenire și pentru combatere.
nu mai au sprijin medicii, deja ei sunt epuizați, avem foarte mulți medici expuși și îmbolnăviți. Acum o să urmeze profesorii. Profesorii care, până la urmă, duc pe umeri responsabilitatea începerii școlii și a derulării procesului didactic. Se vine cu tot felul de soluții abracadante, să învățăm să folosească aparatură, tehnologie de nu știu care, să aplicăm aplicația aia. Dar nimicul, ei încă nu știu clar ce aplicații au, nu știu încă clar ce aplicații, în ce condiții. Acum se vine cu ideea, care e o idee foarte bună și nu e o idee, sunt lucruri pe care le practic alte țări și care funcționează. Transmiterii video de la școală către copii. Ar fi bine. Adică copilul să asiste live la ore, acolo unde, că am aflat acum, a descoperit doamna Anisie, sistemul hibrid. Sistemul în care unii stau, eu am întrebat-o dacă au zis de porumbul hibrid. Unii stau acasă, unii stau la școală. Dar nu s-a stipulat clar în ce proporție, pe ce criterii unii stau acasă și alții vin la școală. Cât contează decizia, opțiunea părinților, pentru că, uitați-vă, spunea domnul Năstase mai devreme, nu, eu nu-mi duc copiii la școală. Și e motivat și legitim să spun asta. Pentru că nimic nu e mai important decât copiii. Da. Radu, cineva, un domn, ne spune așa, cine, am eu un răspuns la întrebarea domnului, cine își asumă? Bineînțeles că întrebarea este, comentariul este răutăcios, dar este o bază de discuții. Își asumă cei care sunt în funcție, adică primarii și guvernul. Adică nu dumneavoastră care stați pe margine și comentați și criticați. Cel mai ușor este să critici, ni se spune. Mă simt și eu vizat aici. Oameni buni, dacă nimeni nu vorbește și nu spune ce se întâmplă, vă dați seama ce grozăvii s-ar întâmpla în această prea frumoasă țară? Dacă nimeni n-ar mai vorbi și n-ar spune, uite, s-a întâmplat lucrul ăsta, poate câteodată presa mai exagerează. Dar vă spun eu, nu se critică suficient, nici măcar 5% din cât ar trebui să existe critice. Iar ce își asumă primarul și guvernul, nu mai are rost să comentăm. Dacă îmi permiți un răspuns. Te rog. Presupun, domnule sau doamnă, că nu sunteți părinte. Și din cauza asta voi trece cu vederea un comentariu de acest gen. Dar vă spun ceva. Nimeni nu se joacă cu viața copiilor noștri. Nimeni. Nu vreau să vă spun cum reacționează un părinte când un copil este bolnav, mai ales dacă acel copil, Doamne ferește, să dea Dumnezeu să nu se întâmple nimănui, are o formă gravă. Nu vreau să vă spun ce se va întâmpla în momentul respectiv. Deci vreau să spun altceva. Dacă un copil este bolnav și nu face simptome, dar este purtător, da? Așa se cheamă, eu nu mă pricep, și se îmbolnăvește bunicului la care ține cel mai mult, ce rămâne pe creierul acelui copil? Ce, din cauza mea s-a îmbolnăvit. Este o traumă cu care, peste care greu poți să treci. Este o stigmă cu care ar trăi toată viața dacă s-ar întâmpla așa ceva. O stigmă cu care ar trăi toată viața, care ar lăsa urme extraordinar de adânci, iar sentimentul de vinovăție ar fi cu atât mai mare cu cât dragostea pentru persoana respectivă ar fi mai mare. Și cum știm cu toții că nepoții își iubesc bunicii, nu vreau să mă gândesc ce ar însemna o generație marcată de astfel de evenimente nedorite. Din păcate, nu avem o alegere aici. Trebuie să ne bazăm pe profesionism, pe unii care nu par preocupați de chestia asta, ci de campanie electorală. Îmi spuneți mie că primarul își asumă. Păi domnul primar își asumă declarații în momentul de față că el face o campanie curată și îi se pare mizerie să-i punem în față ce a făcut el în ultimii 6 ani de zile. Da? Deci asta face domnul primar, dă interviuri, și-a adus aminte de Pietreni, iese în stradă. Asta nu l-am văzut să fie în școală în momentul de față, să vadă împreună cu un medic epidemiolog care sunt circuitele.
da? Într-o școală. Că orice instituție, în momentul în care vorbim de o pandemie, conform indicațiilor de la Organizația Mondială a Sănătății, ar trebui organizate niște circuite în respectivele clădiri, mai ales că e vorba de un proces de învățământ în care avem foarte multe persoane la un loc. Unde sunt circuitele? Vreau să văd și eu aceste circuite făcute publice, pentru că nu sunt secrete de stat, ele ar trebui să existe. Da? E vorba de copiii noștri, copiii pietrenilor, care vor fi expuși în momentul în care cineva nu-și face treaba. Eu aș vrea să văd că ei își fac treaba. Și te rog să mă crezi, ar fi, cred, cea mai bună campanie electorală, da, să-i vedem că își fac treaba. Își fac treaba, da. Uitați comentarii. Ne anunțați de nimeni, copiii vor merge toți în prima zi de școală, neștiind ce reguli trebuie să respecte. Absolut, și fiind bucuroși că se văd după atâta exact, timp. Exact, pentru că copilul este expus la socializare, el trebuie să socializeze. Abordarea trebuie făcută pe categorii de vârstă, pentru că altfel reacționează un copil din ciclu primar, altfel gimnazialul, altfel liceul, altă responsabilitate, alt grad de conștientizare. Deci aici, în primul rând, ar trebui să existe psihologi, și nu pentru că e Radu aici, dar avem nevoie de psihologi, trebuie să înțeleagă copiii, pentru că în momentul în care le interzici copiilor, trebuie să le explici de ce le interzici, pentru că altfel îi traumatizezi. Deci nu e numai pericolul bolii fizice, al afecțiunii medicale, este pericolul problemelor psihologice ale copiilor. Ei sunt o generație, prima generație care trece prin așa ceva pentru asemenea pandemie. Fiecare, desigur, la categoria lui de vârstă. Suntem responsabili pentru ceea ce înseamnă starea lor psihică. Pentru că chiar dacă nu se vor îmbolnăvi, Doamne ajută să nu se îmbolnăvească niciun copil. Dar e foarte importantă trauma pe care o suportă acești copii în condițiile în care au tot felul de limitări ale mișcării, ale socializării. Un copil e ca un burete, absorbe informații, absorbe... E problema emoțională, pentru că învățământul fizic implică acea chimie între profesor și elev, implică o stare emoțională specială. Eu cred că lucrurile astea ar trebui să preocupe mai mult. Nu să ne purtăm ca niște administratori. Am pus Pepsi Glass la toate băncile, la școală, le-am pus dezinfectant, le punem și măști chiar dacă nu le poartă. Mă uitam... Bifăm, am făcut asta. După care potopul. Nu mai contează. Da, o precizare și după aceea o întrebare. Cel puțin doi ateiști au plecat de la Spitalul Județean în ultimele luni, mai mult de 70 de cadre medicale în total, ne spune cineva într-un mesaj. Doctor și asistente. Nu știu dacă cifra este reală. Dar pentru că cadrele medicale sunt efectiv epuizate. Nimeni nu le creează, adică nu nimeni, probabil că își creează și își oferă un suport reciproc ei între ei. Dar când ne convine, sunt eroi în halat albe. Când nu ne mai convine, ce mai vor, dumne, poliția medicală, ce mai vor și adică au mai vrut și bonusuri. Absolut, iar măsurile, vorbeam în emisiunea noastră în urmă cu 3 luni de zile și vorbeam despre lipsa de încredere în autorități, care este cea mai toxică pentru cetățeni. În momentul în care apar atâtea bâlbe, gândiți-vă, s-au închis la 300 de cazuri, s-a închis Horeca. La 1300 se deschide Horeca. Cine e responsabil de intervalul ăsta în care foarte mulți au falimentat? În care industria Horeca s-a dus în cap cu totul. Dau părinții declarații pe propria răspundere, ca la miliție, că trimit copiii la școală sănătoși și nu-i trimit bolnavi. Acum se retrage această declarație. Nu poți să conduci o țară pe vreme de pandemie cu populisme. Mai ales în campanie electorală asistăm la tot felul de populisme ieftine. Deschiderea Horeca a fost făcută doar din... O să vedeți ce o să întâmple după ce trec alegerile. Vom avea stare de urgență, nu vom mai avea voie să facem nimic, se închide și Horeca, se închide tot. Asta se va întâmpla. Pentru că în permanență, statistica, numărul de cazuri anunțate, credeți-mă, sunt asistate de niște domni care ne dau cifrele pe care trebuie să le primim. Suntem așa la un loc cu toții manipulați.
Deci asta este situația în momentul de față. Cred că cifrele reale de acum trebuie să le vedem doar acolo unde scrie ATI, pentru că acolo nu absolut prea se pot număr de morți. Acolo nu se pot manipula. Ieri s-a bătut recordul, sunt 60 de morți într-o zi. Dacă la începuturi nu aveam în bașca, că trebuie să vorbim despre ceea ce înseamnă sistemul de testare. În mod normal ar trebui testate categoriile vulnerabile. Ar trebui să testez profesorii în școli. Ar trebui să înceapă școala fără asta. Să testez copiii. Vorbim, toată lumea, nu chiar toată lumea, dar băieții ăștia care vor neapărat alegeri pe 27 septembrie, care nu erau atât de importante precum începerea școlii, și acolo va fi un balamuc, ați auzit, de acea cabină specială pentru persoanele febrile. Deci așa ceva nu s-a auzit nicăieri în lume. Eu am o întrebare. Cei care vor fi în secția de votare vor fi testați înainte? Îi interesează pe cineva? Băiatul ăla de la STS cu, sau doamna, domnul, care va avea tableta, va fi testat? Pentru că eu am un schimb de ștampilă, pun mâna pe diverse suprafețe. Ia buletinul. Cum vor fi gestionate aceste lucruri? Da, Radu se uită așa foarte supărat, pentru că eu știu ce vrea să spună, deci îl simt ce vrea să spună. Cum e chestia asta cu... Deci, spune, bolnavii de COVID au voie să voteze, că eu știu că dreptul la vot nu poate fi oprit. Domnul Arbuz, un bolnav de COVID, dacă cere urna acasă sau la spital... În mod normal, dreptul de a vota, constituțional altfel, nu poate fi retras pe cauze medicale. Radu, în spital... Și doar dacă o instanță îți retrage dreptul de a vota. Deci dacă se cere acum să vină cu o urnă în spital, deci, Doamne, ferește, sunt condiții... Condiții. În primul circuite. Rând, nu știu cum ar putea să intre acolo. Mai ales că Spitalul Județean este spital suport COVID. Exact, de asta am și întrebat. Vreau să vă spun că echiparea noastră pentru a intra la un pacient infectat durează mult. Nu putem trece de la un pacient, de la un suspect la un infectat sau chiar de la un infectat la altul, pentru că nu știm în momentul de față, există o tulpină, există mai multe tulpine. Dacă o să vă uitați la specialiști, o să vedeți că declarațiile sunt contradictorii. Și atunci gândiți-vă că la fiecare persoană în parte, cel care merge cu, nu cu aceeași urnă, dar în sfârșit cel care merge ar trebui să se echipeze. Deci vreau să vă spun că nu văd la nivelul Spitalului Județean de Urgență, eu nu văd, dar sunt sigur că se va găsi. Urna specială nu poate merge oricine. Iar acele persoane care vor merge cu urna specială ar trebui trăinuite, ar trebui instruite. Adică eu nu văd o persoană din prima zi să-și poată pune un combinezon, mască și tot sistemul de protecție așa din prima, că nu se îmbracă cu o salopetă pur și simplu. Mai trebuie să-și asume acest risc. Păi și asumă acest risc, dar eu n-am văzut ca cineva să pregătească această situație specifică. Adică oamenii ăia trebuie trăinuiți ce înseamnă un echipament de protecție. Nu doar asta, cineva trebuie să cumpere echipamentele. Vorbim de stat, va trebui făcută o procedură. A fost făcută vreo procedură, pentru că în momentul de față se apropie ziua alegerilor. Da? Cine are trăine... să iau echipamentele de la spital? De unde să iau echipamentele? Păi, tocmai nu spune nimeni nimic. Nu am văzut nici măcar acest proces electoral să fie... Mă gândeam că măcar procesul electoral, dacă nu cel de învățământ, da, va fi mai bine organizat. Nici măcar acest proces electoral. Eu vreau să aduc aminte un fapt și asta spune multe, zic eu, despre asumare. Acum câteva luni, aici într-o emisiune, domnul Harbuz anunța un lucru. La vremea aceea a trecut el așa puțin, adică a fost creat un pic de vârf, dar a trecut neobservat pentru mulți. Și domnilor, a început această pandemie și eu renunț la activitatea politică și fac emisiuni pentru educație atât cât pot eu. Și a făcut o serie de emisiuni, dacă nu mă înșel, cu mâinile curate, nu? Da. Așa țin minte. Foarte important. Cu mâinile curate și exact. În viața de zi cu zi și în politică.
o serie de emisiuni care au însemnat o contribuție, o contribuție, atât cât a fost ca informare, ea, și ca informare și educare. Nu știu câtă lume și-a asumat lucrul acesta în perioada asta. Dar dacă cei care aveau funcții, cei care aveau responsabilități, ar fi făcut în dreptul lor același lucru, probabil că altfel era gestionată criza. Și am ținut să aduc aminte acest lucru, pentru că sunt tot felul de comentarii. Vai, ce sunt campanie și mai muriți de grija oamenilor. Nu, în cazul acesta eu pot să spun că nu vreau să altfel. I-aș răspunde, suntem cetățeni, suntem părinți, cum e cazul Radu, care are doi copii, și nu numai el. Avem drepturi, avem voie să atragem atenție, avem voie să luptăm pentru sănătatea copiilor noștri, avem dreptul să cerem ceea ce înseamnă securizarea sănătății noastre, nu avem drepturi. Noi trebuie doar să spunem, Doamne, ce frumos e conducătorul prea iubit, uită la el cum s-a urcat pun utilaj și cum se învârte ca Ceaușescu când mergea prin lanurile de porumb și se uită ca curca în lemne la utilajul ăla, dar dă sfaturi, acum dă jos, acum încarcă. Este incredibil ce se întâmplă. Da, ați fost în această campanie prin zonele orașului. Pe mine, eu știu cum arată zonele orașului, pe mine mă interesează cum reacționează lumea la discuțiile față în față, atât cât se pot ele face acum. Desigur, diferit. Sunt oameni care și pe bună dreptate, care sunt cum reacționează sărțui, la program? Sunt, credeam că la întâlnirea cu politicienii sau cu candidații. Și la întâlnirea cu politicienii. Bineînțeles, diferențiat. Unii înțeleg, alții nu mai vor să înțeleagă. Unii sunt dornici de o schimbare. De fapt, ca orice formațiune politică, ca orice candidat, te adresezi unui anumit segment. Fiecare își identifică un segment, fie el un nucleu dur, fie el format din cei nehotărâți. Noi venim cu un program care măcar să creeze o mai bună calitate a vieții, pentru că până la urmă pentru ce se luptă administrația publică locală și numai locală și cea centrală? Pentru îmbunătățirea calității vieții. Și nu numai. Ca să administrezi o primărie presupune să ai și o strategie, o strategie prin care să produci bani, nu numai să stai 4 ani și să spui am plătit datoriile primăriei. Nu ești acolo să plătești doar niște datorii, nu ești un contabil. Trebuie să vii cu soluții. Cu ce bani poți plăti mai repede, cum poți dezvolta orașul, cum poți crea o strategie pe termen scurt, mediu și lung, care să aducă bunăstare fiecărui pietrean și o calitate a vieții mai bune. Așa cum este proiectul nostru Lego City, care e foarte important pentru că el acoperă în primul rând componenta de educație și vă spuneam înainte de a începe emisiunea, am aflat, chiar nu știam, la Borsec cei din Ungaria au implementat sistemul de educație Lego în câteva școli. Deci există și în România începuturi, elemente. Doar că noi venim cu un proiect integrat în care venim cu 4 parcuri de distracții care rezolvă problema turismului. Avem peste un milion de vizitatori pe an în momentul în care ai 4 parcuri de distracții. Ai peste 1000 de locuri de muncă plătite cu peste 800 de euro medie salariu. Deci vii cu ceva care să branduiască și să dezvolte orașul. Dacă venim iar cu cârpeli, facem puțin aici, puțin aici, puțin acolo, nu va avea nicio șansă orașul ăsta să se dezvolte. E un oraș mic, e un oraș care se pretează la idei mari pentru a se dezvolta și pentru a deveni un reper și în țară și în Europa. Așa cum sunt cele două orașe, Lego, cel din Germania și Billundul din Danemarca. Deci se poate. Se poate. Dar niște băieți deștepți nu vor să lase oamenii să viseze, să-și dorească un oraș de poveste. Vin și le explică cum o să scadă prețul la apă, ceea ce nu se va întâmpla niciodată cât timp avem o rețea ciuruită. Vin să ne explice cum o să tragă ei ape, minerale și izvoare tămăduitoare de pe Cozla.
Adică, mie mi se pare că aceste proiecte sunt imposibile, nu ceea ce propunem noi. Da, apropo, ca să-l citesc pe domnul Ciutacu, cunoscutul ziarist de la București, cei de la Lego știu. Da, de asta da, noi am făcut scrisoarea de intenție, am primit și răspuns. Ba chiar vă spuneam că am fost plăcut, surprins și întreaga echipă să aflăm că directorul la dezvoltare este o româncă care este de 15 ani la Serios? Lego. Da. Este directorul la dezvoltare pe partea de Europa, iar din câte știu, sora ei locuiește în Piatra Neamț, persoana respectivă fiind din Suceava, care a fost foarte deschisă și ce nu s-a mai spus este că lucrurile n-au început așa că m-am gândit eu ce ar fi să. Am văzut că Lego are în perspectivă dezvoltarea a 10 astfel de locații, 10 orașe, și este interesat de Europa de Est. Deci de aici a plecat totul, s-a făcut o analiză de impact. Noi am făcut o analiză apropo de scrisoarea de intenție. Nu sunt așa, gata, ne-am gândit noi să facem Lego. Iar pentru sistemul de învățământ din județul Neamț va fi un mare beneficiu. Iar de aici, bineînțeles, și parcurile de distracție nu dezvoltă doar orașul, dezvoltă și zona metropolitană. Dar de aici gândiți-vă că în toată Moldova poate fi un model, un model de bune practici pentru educație în momentul în care sistemul de educație Lego va merge în toate școlile și în toate liceile. Da, am ținut neapărat să spun lucrul acesta, că lumea vorbește, dom'le, vreți să faceți Lego, dar ăia ce zic? Iată, un răspuns. N-am știut că o româncă este acolo da. La dezvoltare. Și noi am fost surprinși. E chiar interesant. Și care ne-a încurajat să facem asta. Radu Nastase. Haideți să mai vorbim. Mie îmi place foarte mult conceptul acesta de rețeaua de încredere. Hai să vorbim despre rețeaua de încredere așa cum o prezentați voi, cei de la ProRomânia, și cum credeți voi că se va dezvolta rețeaua de încredere când va funcționa rețeaua de încredere. Adică în momentul în care ai pus ceva la punct, cât va crește încrederea oamenilor și se va dezvolta o altă rețea de încredere și tot așa. Doar o secundă, rețeaua de încredere este o aplicație care deja funcționează în Spania, în Barcelona, de peste 7 ani de zi. Aș vrea să plec totuși și de la întrebarea din înainte legat de cum văd oamenii această campanie în momentul în care vorbim cu ei. Și am să vă spun despre persoanele în vârstă, ca să facem legătura cu rețeaua de încredere. Oamenii au auzit atât de multe promisiuni pe parcursul timpului, încât tind să privească cu neîncredere așa ceva. Tocmai de asta o propunere gen rețeaua de încredere, în momentul în care arăți că este funcțională în altă parte, în momentul în care poți să-i arăți omului beneficiul clar pe care îl are, poți să-i explici cum se face legătura între serviciile pe care le oferă DAS-ul pe de o parte, fundațiile pe de altă parte, voluntarii și cei care sunt în nevoie. Deci în momentul în care oamenii înțeleg care ar fi beneficiile, vreau să vă spun că sunt aproape sigur că această rețea de încredere va fi cerută de către vârsta a treia. Va fi cerută de către pietrenii care au înțeles care sunt avantajele ei. Așa cum acum 4 ani de zile Liviu a venit cu un proiect care în momentul de față este implementat în orașe cu un grad de civilizație, aș zice, ceva mai mare ca al nostru. Și nu că nu am fi noi civilizați, n-am avut conducătorii care să poată să exploateze creeze gradul nostru. Pentru... Exact. Da. Deci, așa cum în momentul de față Clujul, Oradea sunt orașe inteligente, am fi putut să fim și noi la același nivel. Dacă ne referim la rețeaua de încredere, sunt sigur că această rețea de încredere implementată de echipa noastră, implementată de Liviu, pentru că este ideea lui, deci sunt sigur că va funcționa în perioada următoare. Așa putem câștiga încrederea, dacă tot vorbim de rețea de încredere, arătându-le oamenilor exact
asta funcționează aici, astea sunt beneficiile tale. În momentul de față resimți aceste nevoi și știm nevoile lor pentru că... Dezvoltăm cel mai important principiu, solidaritatea. Exact. Avem nevoie de solidaritate. Până nu vom cultiva solidaritatea, nu vom reuși nimic. Da. Am avut exemple de solidaritate în ultima perioadă în Neamț. Au fost exemple de solidaritate și pot să vă spun asta ca om care lucrează în Spitalul Județean de Urgență. Din ce direcție au venit aceste exemple de solidaritate? Din fericire, aș spune, aceste exemple au venit de la oamenii de afaceri pietreni și nemțeni, care atunci când am avut nevoie mai mult, au știut să întindă o mână de ajutor. Pentru comunitate, repet, nu, ajutoarele nu au venit pentru lucrătorii din sănătate, au fost pentru comunitate. Au încercat să suplinească o administrație care nu a fost în stare să managerieze această situație de criză. Noroc că oameni de afaceri au venit, au căutat în buzunarele lor și au înțeles să întoarcă către comunitatea în care trăiesc și în care își desfășoară activitatea, au înțeles să întoarcă ajutor financiar, astfel încât noi să trecem peste această perioadă. Fără acest ajutor, nu știu unde am fi fost. Din păcate, aceiași oameni de afaceri, aceleași companii care o fac de zeci de ani, pentru că rămân din ce în ce mai puține companii, ați văzut foarte multe dintre companiile nemțene conduse de către nemțeni, proprietatea unor nemțeni, își mută sediile, sediul social din Piatra Neamț și pleacă fie la București, fie la Timișoara, fie la Cluj, pentru că s-au săturat să vadă indolența și nesimțirea cu care sunt tratați de autorități atunci când și ei au nevoie de sprijin. Pentru că tot aud de dreapta, dreapta, să ne unim, dreapta, hai să sprijinim, nu au făcut nimic pentru antreprenoriat, absolut nimic. Singura antreprenoria care a fost încurajată în Piatra Neamț a fost deschiderea unor supermarketuri la fiecare colț de stradă. Acest sistem care a ucis toți micii antreprenori din Piatra Neamț care lucrau în domeniul alimentar sau și nu numai, și în alte domenii. Deci, cum e susținut antreprenoriatul? Prin ce? Ei, în schimb, aceleași firme revin, sunt aceleași care de ani de zile susțin sportul pietrean, care susțin comunitatea pietreană în diverse situații, așa cum este acum pandemia. Haideți să explicăm de ce pleacă o firmă și se duce în altă parte. De ce se duce la Timișoara, de ce se duce la Cluj, de ce se duce la București? Pentru că nu au niciun fel de sprijin din partea administrației locale și nu mă refer doar la Piatra Neamț. Sunt firme, cunosc o firmă care are specific pe partea de agricultură într-o comună, nu vreau să dau acum comuna, care tocmai se mută la Timișoara după ce a făcut investiții în 10 de camioane în agricultură, în culturi de afine și s-au săturat pentru că în permanență primesc doar obstrucții de la ceea ce înseamnă administrație publică locală. E, și aici ajungem la rolul administrației publice locale în sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului. Vă rog frumos, ce ne propuneți? Păi, în primul rând, a fost problema, uitați-vă, cu Horeca. Vă aduceți aminte că i-am propus primarului, domnule, hai să-i ajutăm, sunt foarte mulți care nu au terase. Hai să le autorizăm parcările și în parcarea, dacă are o parcare acea unitate Horeca, să-și dezvolte terase. Era un lucru minor, s-a întâmplat în primăria din Rotterdam. Deci se putea și, repet, nu inventăm noi apa caldă. Sunt exemple de bune practici pe care trebuie doar să le luăm din alte țări. Să luăm doar ce funcționează. Din păcate, noi luăm tot ce nu funcționează. Sau funcționează doar pentru o parte, pentru băieții din administrație, care vor să-și conserve pozițiile. Pentru că ce e mai frumos decât să faci niște schimburi de terenuri? Vorbeam încă de acum 4 ani în campania electorală despre aceste schimburi de terenuri. Despre faptul că au fost, de exemplu, în comune din județul Neamț,
o groază de comune în care pășunea locală a fost concesionată exact cui nu trebuia să fie concesionată. Din păcate, lucrurile se întâmplă, oamenii nu observă, nu observă că pe teritoriul orașului Piatra Neamț, dacă vine, îți vine o companie străină, nu mai ai ce teren să-i oferi, pentru că totul a intrat în patrimoniu băieților deștepți. Ce s-a întâmplat până acum? Primăria a înstrăinat pe nimic terenuri, fie a făcut schimburi, așa cum este celebrul caz, schimburi de terenuri, dar eu sper ca justiția să-și facă treaba. După care niște băieți deștepți au cumpărat terenurile, deci au luat pe nimic și după aia le-au revândut primăriei cu de 3 ori prețul. Asta se întâmplă în Piatra Neamț, este cel mai avantajos business. Îl iei pe nimic și îl revinzi primăriei de 3 ori suma sau de 10 ori suma, cum au fost unele cazuri. Bun, dar asta înseamnă lipsă de perspective. Păi da, e lipsă de perspectivă, dar asta este situația, asta este realitatea. Astăzi, vorbim astăzi, asta e realitatea. Uitați-vă pe raportul Curții de Conturi, care a analizat patrimoniul primăriei. Lucrurile sunt neclare în patrimoniul primăriei și nu au fost clarificate nici astăzi. E scris negru pe alb în raportul Curții de Conturi. Deci despre asta vorbim. Nu întâmplător există procese, nu întâmplător primarul a fost condamnat în prima instanță. Deci sunt realități pe care oamenii trebuie să le vadă. Nu există o evidență clară a patrimoniului acestui oraș. De ce? Pentru că mereu nu avem bani, dar cineva are de unde să sugă de la țeavă bani cât trebuie. Avem nevoie să ce? Să cheltuim bani pe promovare? Știu că presei nu-i convine, dar asta e. Pe promovarea imaginii primarului și a primăriei. Adică cheltuim mereu sute de mii, milioane, zeci de milioane, sute de milioane pe promovare. Ce avem de promovat atât de important? Cu ce trebuie să se laude? Ce realizări ne-a mai pomenite încât să faci lucrul acesta? Banii ăștia puteau fi folosiți pentru un sistem de educație, apropo de începerea școlii, apropo de măsurile care se impun în pandemie. Lucruri care să se întoarcă la cetățean. Orice gest al administrației publice locale trebuie să se întoarcă, să aibă un feedback la cetățean. Cetățeanul trebuie să primească ceva, nu doar să plătească taxe și impozite. Și nu doar să fie aburit, am mai făcut aici, am mai asfaltat o stradă care nu duce nicăieri sau mai... Acum se schimbă și benzile rulante de la Curtea Domnească. S-au alocat bani. Deci... Dar de ce se schimbă? Pentru că nu funcționează și pentru că nu le pot repara. Și vor fi schimbate cu unele noi. Eu înțeleg. E nevoie pentru persoanele, dar vorbim de câte luni vorbim despre lifturile de la Curtea Domnească. Și ne spun mereu că ei nu le dau drumul pentru că vor fi vandalizate. Păi scările rulante pe care le achiziționează nu pot fi vandalizate. De ce avem nevoie de acele lifturi și de acele scări pentru persoane cu dizabilități, pentru gravide, pentru mame cu copii în cărucioare? Ok, dar dacă le faci și le ții închise, sigilate, aduceți-vă aminte de câte ori a spus domnul Gavrilescu, funcționează, domnule, acum am fost eu și funcționa. Și nu funcționau. Și ne-au mințit odată, ne-au mințit de două, ne-au mințit de trei ori. Lucrurile sunt evidente. Trebuie doar să te duci să vezi, să apeși pe buton. Nu funcționează. Și atunci de ce luăm altele noi? Ca să ce? Să le ținem închise, să nu fie vandalizate. Ele niciodată nu își vor atinge scopul pentru care au fost create. Da, apropo de... Mi-aduc aminte de asfaltări. Eu salut asfaltările făcute în fața prefecturii și a direcției silvice. Acolo avem și noi sediu, deci, de partid. Ne-am rupt mașinile. Nu, dar eu le salut dintr-un motiv foarte simplu. A ajuns șoseaua să fie egalizată cu bordura. Cu bordura. Ceea ce înseamnă că în curând va trebui să punem niște trotuare noi, niște pavele noi. Pentru că mașinile vor fi urcate și în perioada aia au fost urcate pe pavele, pe trotuare. Asta este o tehnică, probabil. Nu știu dacă ați mers acolo să analizați și să filmați în ce hal s-au făcut lucrările. Deci pur și simplu spectacol de campanie electorală. Da, Radu Năstase, te rog. Mergând pe acolo, pentru că e zona mea de promenadă, ca să spun așa, trecând prin fața fostului meu liceu, prin față pe la Calistra Hogaș, în capul străzii am văzut un panou.
un panou care ne anunță că la sfârșitul anului va fi finalizat un proiect care trage gazul pe acolo. Aș vrea și eu să știu. Ei asfaltează acum. Nu cumva urmează ca asfaltul pe care tocmai l-au pus să fie străbătut de țevile de gaz? Poate se află prin grădini. Nu știu, dar eu am mai văzut chestii de astea, hei rupiste, hai că miroase asfalt, campanie, trebuie să fie tot în regulă. Tocmai asta vă spuneam când ziceam că avem nevoie de planuri foarte clare și de proiecte. Nu poți să faci un lucru fără să privești în ansamblu și să vezi ce se întâmplă cu lucrul respectiv, să vezi pe ce dai bani. Aici, de fapt, este marea problemă în campania electorală. Oameni buni, priviți și încercați să înțelegeți programele candidaților în ansamblul lor, în perspectiva pe care o oferă de dezvoltare pentru comunitate. Doar așa se poate face o alegere corectă. Și mai mult, așteptăm dezbaterea, mult clamată de cetățeni, dar văd că în continuare refuzată de candidați. Deci doar dintr-o dezbatere reală putem afla ce e bun și ce e rău din ceea ce își propune fiecare candidat. Fără dezbatere, fără curaj, nu vor oferi nicio garanție că vor putea manageria acest oraș. Radu, ultima intervenție. Eu sunt sigur că pietrenii văd dincolo de tot ce înseamnă aburul campaniei electorale. Și vă spun lucrul ăsta pentru că stau de vorbă cu ei în fiecare zi, prin natura profesiei. Sunt optimist. Într-adevăr, ar fi un câștig pentru pietreni să existe o dezbatere. Nu cred că această dezbatere va exista, pentru că îi văd pe contracandidații lui Liviu ascunzându-se de câte ori pot, pentru că toți au scheleți. Despre asta e vorba. Să ascundem anii în care nu am făcut nimic, să ascundem lipsa de perspectivă, să ascundem lipsa de experiență. Da, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Oameni buni, aceasta a fost cafeaua din această dimineață. Mâine, 2 ore de cafea și după aceea o să trecem probabil pe ceai. La revedere, numai bine! La revedere!